Pentru ziua de mâine, meteorologia anunță temperaturi scăzute și cer variabil în toate regiunile Moldovei. În centrul țării, maximele vor ajunge la 8 grade, iar minimele vor coborî până la minus 2 grade, vântul suflând din nord-vest. În nordul țării, valorile termice vor fi și mai scăzute, cu maxime de 5 grade și minime de minus 5 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul din nord-vest va menține o atmosferă rece. La sud, vremea va fi ușor mai blândă, cu maxime de 10 grade și minime în jur de 0 grade, completată de un cer variabil. Vântul va sufla tot din direcția nord-vest, însă va fi o zi mai puțin geroasă comparativ cu restul regiunilor.